Salutare! Astăzi vreau să vă povestesc o fază care mi s-a întâmplat foarte recent, mai exact în urmă cu câteva zile, și m-a surprins foarte, foarte tare pentru că nu mă așteptam la chestia asta. A fost într-un moment în care noi aveam nevoie, eu și fratele meu și tatăl meu, o să vă spun imediat. În urmă cu câteva zile eram la serviciu și mă sună tatăl meu, nu știam exact ce s-a întâmplat și mi-a spus dacă pot să plec puțin mai repede pentru că fratele meu a rămas cu mașina în pană, mai exact nu-i mai punea mașina, nu avea pană la mașină, nu-i pornea motorul și dacă pot să merg cu el cu mașina mea să mergem să o luăm de acolo pentru că nu mai avea cum să vină acasă și să încerce să rezolve mașina cât mai repede pentru că aproape se lăsa și noaptea, era ora 4 și cam așa. Eu am plecat mai repede la servici, m-am dus acasă, l-am luat pe tatăl meu. Și împreună am plecat să luăm pe Florentin sau să vedem exact ce se întâmplă cu mașina. Am ajuns noi acolo și în momentul în care am ajuns, tatăl meu a început să se uite la motor, a crezut prima dată că este o siguranță, că s-a ars o siguranță și a luat alta de schimb să o înlocuiască. Dar de fapt nu era acea siguranță, de fapt nu mai avea baterie. Bateria la mașină era moartă, era pusă la pământ, nu mai mergea absolut deloc pornită. După ce s-a gândit el puțin, realizează că noi nu am luat de acasă acele cabluri care fac legătura pentru a putea să încarci de la o baterie la alta mașină. Și exact în acel moment, un tip, un băiat destul de tânăr, s-a oprit, deci el s-a oprit exact în mijlocul șoselei, s-a uitat atent la mine, eu m-am uitat la el, nu știam ce s-a întâmplat, a tras pe dreapta și după care a coborât și pune: salut, Florentin, Bogdan? Da, păi îmi place foarte mult de voi, sunt un fan de-a vostru, pot să spun că sunt un abonat și mă uit la voi. Și eu am rămas așa surprins, wow, deci tu ai oprit doar ca să ne spui asta și să ne saluți? Am rămas surprins plăcut pentru că nu mă așteptam o persoană să oprească în mijlocul străzii doar ca să mă salute, știi? Și a fost super, super tare asta. Băiatul a venit la noi, ne-a salutat și am realizat că poate are el ceva să ne ajute și l-am întrebat dacă are acele cabluri și chiar avea acele cabluri care puteam să facem legătura de la o baterie la alta. Băiatul a tras mașina lângă noi și am încercat să cuplăm, să pornim bateria, să o încărcăm de la bateria lui și nu a mers. Am încercat în mai multe feluri. Am luat bateria de la acel băiat și am pus-o la Florentin la mașină și se încărca. Doar că după ce punea iar bateria lui, aceasta iar nu prea să pornească. Iar în tot acel timp cât tata se chinuia să facă mașina, noi vorbeam cu băiatul și făceam un schimb de experiență. Am vrut să vedem exact cum de a ajuns el să se uite la noi și cum de a oprit. Deci nu venea să cred că a oprit doar ca să ne salute și chiar a vrut să ne și ajute și a fost foarte tare din partea lui și îi mulțumesc încă o dată. Am filmat și câteva cadre, nu am făcut daily vlog în acea zi, pur și simplu am filmat doar câteva cadre acolo, le vedeți acum. Noi acum ne chinuim să pornim mașina pentru că Florentin a rămas la Liești și nu i-a mai pornit mașina și el ne-a ajutat. Radu ne-a ajutat, de fapt prima lui reacție a fost că ne-a văzut pe stradă, pe marginea șoselei, a oprit mașina și a venit să ne salute. Bogdan, Florentin, da, ne-a salutat și după care l-am întrebat dacă poate să ne ajute, dacă are chestiile astea pe care noi le-am uitat acasă pentru a încărca bateria la mașină, pentru că Florentin a rămas fără muniție. Fără muniție, nu mai mergea pornită mașina, da. Și mulțumim foarte mult, Radu, pentru că ne-a ajutat și ne urmărește foarte mult, a spus. Da. Trebuie să meargă acum, da. Ajunge? Haide! Pornesc legătoarele, dar mașina tot nu vrea. Ce are, mă? Asta e, trebuie să-mi schimbi bătute. E moartă bateria, nu prea vrea să pornească, nu știu ce are. Mulțumim băiatului pentru că ne ajută acum. Sperăm să meargă dacă nu va trebui să-l tractez eu. Am schimbat bateria de la a mea la a lui ca să poată să pornească și acum o să plecăm acasă. Deci cum ați văzut, am încercat în mai multe feluri să cuplăm, să decuplăm și nu prea a mers. În timp ce tatăl meu se chinea să repare mașina și să o facă să pornească, eu cu Florentin încercam să ne cunoaștem cu Radu și să vorbim, să vedem mici experiențe pe care noi le-am avut și de la una de la alta, el a ajuns să ne spună că în momentul de față nu mai muncește pentru că a avut un accident de muncă, i-a căzut un frigider peste picior, era barman la un fel de festival, gen cum ar fi la noi Untold în România, doar că acolo era un festival care se întindea pe 2-3 luni, un festival care se ținea în foarte multe ore și în diferite locații și nu a fost în România, a fost ceva în străinătate. Dar ce mi-a plăcut foarte mult este faptul când am auzit că acel festival a fost de muzică, rock, reggae și hip-hop, un festival foarte, foarte mare, la care au luat parte foarte mulți artiști pe care eu îi îndrăgesc. Vă spun acum câțiva artiști pe care el i-a văzut, cum ar fi Slash, Slayer, Slipknot, Robbie Williams, Lenny Kravitz, David Gilmour, Pink Floyd, foarte, foarte mult. Dar cât și Damian Marley, care cântă
muzică reggae și mulți alții din muzica hip-hop, foarte, foarte mulți artiști. Și mi-a și arătat acolo filmări făcute de el la concerte de zeci de mii, de sute de mii de oameni și am rămas foarte impresionat pentru că eu sunt fan. Și foarte mulți dintre voi m-ați întrebat ce muzică ascult. Da, ascult rock, în mare parte ascult rock, rap, reggae. Și mi-a plăcut ceea ce mi-a spus și imaginea pe care mi l-a arătat. Și am să vă arăt și vouă acum 2-3 cadre. Cadrele acestea el mi le-a trimis, au fost filmate chiar de el, deci când m-am uitat acolo sute de mii de oameni, foarte, foarte mulți. Eu nu știu dacă o să ajung vreodată la un astfel de concert, tare mi-aș dori. Foarte mulți dintre voi mă întrebați ce muzică ascult. Îmi place mare parte muzica rock, reggae, hip-hop. Cam astea sunt cele care le ascult, dar rock-ul și punk-ul mi-au plăcut întotdeauna și cam cu astea am pornit, pot spune. Și de asta îl invidiez puțin, să spun, deci Radule, foarte tare experiența pe care ai avut-o, felicitări. Și mulțumesc încă o dată pentru că ai avut curajul să vii să stai de vorbă cu noi și să ne salut. Ceea ce vreau să vă spun este că am rămas surprins de experiența pe care el a avut-o și faptul că ne urmărea și a reușit să aibă curajul să oprească în mijlocul străzii, să vină să ne salute și asta a fost un lucru foarte, foarte mare. În acel moment, deși noi eram într-un impas și încercam să rezolvăm mașina, m-am bucurat foarte tare și nu mi-a venit să cred, am fost foarte surprins, plăcut atât Florentin cât și tatăl nostru, pentru că el a fost unul dintre cei mai surprins, să spun așa. Cam după jumătate de oră, 45 de minute, cât timp ne-a chinuit noi să facem diferite manevre și nu am reușit să înviem mașina, băiatul a trebuit să plece pentru că nu mai avea ce face, i-am dat acele lucruri și i-am mulțumit foarte, foarte mult pentru că a încercat să ne ajute și pentru schimbul de experiență pe care l-am avut. Deja se lăsase și noaptea, mai era foarte, foarte puțină lumină afară. Pentru final am spus, haide să încercăm să schimbăm bateriile de la mașina mea la mașina lui și să vedem dacă merge. Am pornit motorul și am lăsat motorul pornit, am scos bateria în acel timp, motorul tot mergea și după care am pus bateria de la mine la el și invers. Și într-un final a reușit să pornească și mașina lui și am ajuns așa cu ele acasă, după care acasă am făcut din nou schimbul și am ajuns și eu din nou acasă aici. Și cam asta a fost experiența, a fost una dintre cele mai frumoase experiențe, să spun, pentru că dintr-un moment care tu ești într-un impas și ai nevoie de ajutor, ajutorul a venit atunci când nu m-am așteptat. Și Radu, îți mulțumim încă o dată pentru că ai oprit și ai avut curajul să ne saluți și ai încercat să stai cu noi să rezolvăm problema. Deci cam asta a fost experiența pe care eu am avut-o și am vrut să o împărtășesc cu voi pentru că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe ale mele, pot spune, pentru că nu am mai trecut prin asta. A fost prima dată când am pățit și nu știam ce să facem, de fapt tatăl nostru știa ce să facem, doar că s-a întâmplat să nu avem acele ustensile necesare la noi în momentul ăla și a venit ajutorul de unde ne-am așteptat. Și cam asta a fost și episodul pentru astăzi, pentru că este foarte urât afară și nu am cum să fac un daily vlog sau să ies din casă prea mult. Așa că o să mă duc să-mi fac exercițiile și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!